În calitate de lider al partidului nou înființat, fostul lider al ortacilor, Miron Cosma, vrea să-i demonstreze lui Victor Ponta că nu este cel mai puternic om politic din Gorj. Acesta îl provoacă la o competiție politică pe șeful social-democraților. Reveni la Ponta, eu nu am nimic cu el, dar el spunea la un moment dat că el este în județul Gorj, că este foarte tare în județul Gorj și vreau așa, într-o competiție politică, să fac o întrecere cu el, să vedem cine e cel mai tare în județul Gorj, eu sau el. Lupta politică dintre cei doi se va da la nivel înalt. Miron Cosma este hotărât să candideze la europarlamentare și chiar la funcția de președinte al României. Nu, intenția mea este de a merge parlamentar european în prima etapă și acum o recunosc cu toată sinceritatea, ideea nu mi-aparține. A venit de la un șef de trust de presă din București, care îmi spunea la un moment dat de ce nu mă protejez punându-mi așa un scut înainte de alegerile prezidențiale. Intenția mea este de a ajunge președintele acestei țări. Eu vă spun cu toată sinceritatea și nu vreau să pară lipsă de modestie, dar puteam să fiu președinte de 3 ori. Cosma își va lansa Partidul Social-Democrat al Muncitorilor la finele lunii octombrie la Târgu Jiu.